Hai, bă, mai repede! Hai! Ce, mă? Ai venit, mă? Dracu, te miripa așa de greu. De la chioșe o sticlă de vodcă. Știi de care, da? Ia și un pachet de țigări. Spune să mă treacă pe caiet. Și dacă întreabă, spune că pe 25 achit toți banii când trimite mătă. Hai, du-te, nu mai sta. Poți să-mi iau și o înghețată. Mai omoră cu înghețată asta. Înghețată, înghețată. Lasă-mă în pace. Hai, du-te! Comuna Ștefănești, reprezentanții partidului au contestat. În mai puțin de 10 minute de la aflarea veștii. Nene Ion? Ce vrei, mă? Dați și mie un pachet de țigări și o sticlă de vodcă. Să-ți spui lui taică tu? Să umplu lista. Ai auzit? A zis că pe 25, ca tu ne trimite, mă, mică. Hai, lasă că le-am mai auzit eu pe astea așa de... Tu spune să-mi aducă banii, că nu-i mai dau. A ajuns la 2,5 milioane. Păi, cât dracu vrei? Ce dracu faci, mă, tâmpitule? Ce ai făcut? Ia uite, vezi... Nene, n-am vrut, m-a numit băiatul ăla! Hai, te ce fi... Nu-ți mai dau nicio stică, nu ți-am spus că nu-ți mai dau? Hai, Nina, vă rog eu frumos! Ia aici și mătură! Nina! Bă, spune! Nina, n-am fost mina mea, m-a lovit băiatul ăla! M-am dat o stică, vă rog eu frumos, că nu moară tăticul rău de tot! Tu când am băiatul ăla să-ți dea el banii de stică, eu nu-ți mai dau! Hai, Nina! Până nu ai chitat, nu-ți mai dau nimic! O să-mi iau pe mama să ne trimite mai repede bani, hai, mi-o dat, vă rog! Lăsă-mă vrăjia la asta, că m-am săturat! Dă-i drumul, care-te de aici! Pleacă dracu cu lichea aia de saptul! Veniți toți pe capul meu să vă dau pe caiet! Nu mai poți, mă băgați în faliment! Ia ței, dracu!
Ce mare bine nu mai joace. Nu cred. Auzi, dă-mi și mie bicicleta, sunt în planaj meu. Aolo, acum o vrei? Hai că ți-aduc o înghețată. Ce cauți aici? Hai! Seamănă! Ce? Nașa, am venit să-mi dai și mie 100 de mii că mă omoară, tăticu. De ce, mă, ce ai făcut? M-a trimis eu niște vodcă și un băiat m-a lovit peste mână și am scăpat sticla pe jos. Dacă merg fără sticla acasă, mă omoară cu bătaia. Ce faci, puiule? Ai început să cerșești? Nu ți-e rușine să vii la mine la ușă să mă minți în halul ăsta? Nașa, nu mint, vă jur că e adevărat! Stai că vedem noi acum dacă spui adevărul. Nașa, nu mint! Stai că-mi sun eu pe tactul să vedem. Nașa, nu sunați, vă rog! Păi să vedem, să aflăm, să vedem dacă spui adevărul. Nașa, nu sunați, că mă bate rău de tot! Păi dacă minți, îți meriți bătaia, mă! Și dacă nu minți, nu se bate nimeni numai pentru că ai spart o sticlă, hai! Nașa, nu sunați, vă rog! Stai că vedem noi acum. Nu sunați, Nașa. Alo? Tu ești, mă, Valerica? Sanda, sunt Nașa. Ce faci, mă, Valerica? Sănătos, voinică? Marcela, tot în Italia? Când se întoarce? De ce dracu stăm atât acolo? Aha. Auzi, uite de ce te-am sunat. L-ai trimis tu pe Marinica să-ți cumpere vodcă? Aha. Păi uite, Marinica e acum la mine. Zice că i-a dat nu știu care peste mână și a spart sticla de vodcă. Și a venit la mine să-mi ceară bani ca să-ți cumpere altă sticlă. Căci că dacă vine acasă fără vodcă, îl omor cu bătaia. Hai mă, lasă-l, mă. Lasă-l, mă, și tu ce naiba se întâmplă. Ce? Cât? Când mi-i dai înapoi? Mm-hmm. Bine, bine, bine. Hai, la revedere. Da, da. La revedere. Ia, vorbește cu tactul. Da. Bine. N-am vrut. Vine acum. Hai, mă, nu mai plânge, mă. Nu mai plânge că nu te bate nimeni. I-am spus și eu, ai văzut? Hai, ia banii ăștia și te duci acasă la tactul. Nu-i mai nimic, așa a zis. Te duci să-i duci banii. Da? Hai, nu mai plânge. Nașa, dați-mi și mie voie să dau un scurt telefon până la mămica, că n-am mai vorbit cu ea de o lună. Bă, băiatule, tu știi că ai tupeu? Păi după ce că vii după bani, vrei acum să dai și telefoane? Păi știi cât costă să dai un telefon în Italia? Nu, Nașa, că doar există să sune ea pe numărul ăsta. Da, mă, bravo. Bravo, că mă tare bandă dat pe telefoane aiurea. După ce că vă trimite vouă toți banii ca să-i bea tactul, hai, lasă, lasă, că vine ea acasă la iarnă și stai de vorbă cu ea, o să te saturi de ea. Hai, du-te acasă. Auzi și spune lui tactul să-ți ia ceva de mâncare, că vai de tine în ce hal ai ajuns. Ești piele și os. Hai, du-te acasă și fii cu minte, da? Să rămână. Băi, a tua ta era bicicleta aia? Da, a mea! Ai văzut cine mi-a luat-o? Da, am văzut, dar nu-l mai prind nici cu racheta și dacă-l prind tot degeaba, că e mai mare decât tine și nu poți să-l bați. Îl cunoști cum arăta? Era așa, mă, dar înalt și avea un tatuaj pe mână. Ia balonul ăsta ca să-și treacă supărat. Dar să vezi să nu-i dai drumul, că e de ăla care zboară. Am zis, fata? Mm. Ia zic cum a fost cheleul ăla cu BMW-ul. Ce?
eu să zic, fată? Are tămai casa. Tu mai știi cu dracu să ies din ea. Mare fată, zici că e palat. Bă, s-a tare cu banul, că în rest, e moale, zici că are 80 de ani. Când e fată jumătate de oră să ies cu nițel și după aia, în 2 minute, a fost gata. Nu, de asta e bun, fată, moale și plin de lovele. Și cum îl faci? Îl pui în les. Pui pe drept. Mi-a scris ce trebuie o fată, de bă, dacă scus milion. Deci că a înțeles, fată, că e 1 milion ora. Păi, potentule, 1 milion finalizare. Bă, dacă tu te termini așa în 2 minute, ce trebuie să-ți fac? Ce mă, mărinică? Geni, dă-mi și mie telefonul să supe mămica, dar e să sune ea. Nu cum, mărinică, că n-am credit, abia dacă am 2 euro, dar ce s-a întâmplat? Mi-a furat un țigan bicicleta. Păi, unde ai tu, mă, bicicletă? Păi, nu era mea. Mi-a dat totul să merg pe la nașme. Mi-a zis o fetiță că arată un țigan să bolonși cu tatuaj pe mine. Ci că stă pe aici, prin blocurile astea. Care fi fata la slăbănă cu tatuaj? Nu fi fata la de umblă cu tâmpitul, dar o mică? Parcă are și una tatuaj, nu? Ce fata că nu e așa de slăbănă? Scrafă-l o greu, fata, de la masă. Stai, fata, că-l sun pe Marcean și aflu imediat. Stai așa, Marinica, că-l sun pe Marcean și-l găsim acușa. Firea alea, îl trec de slăbună, cum vrei. Alo, ce faci, mă, Marcean? Jenny, ia vino, fă! Stai, mă, așa, că vorbesc la telefon. Ce crezi că eu am timp să stau după tine? Vino încoa! Auzi, hai că te sună mai încolo, da? Hai, Marinica, hai că mă întorc în câteva minute, da? Hai, fă, hai, hai! Cine, mă? Hai că ți-am găsit o combinație cu un fraier, cu un francez. Stai, mă, așa că trebuie să rezolv ceva lui vărnul ăla mic. Fă, tu crezi că eu am zis să stau după tine pe vărtul? Hai mai repede! Marinica, hai că mă întorc în jumătate de oră și rezolvăm atunci, da? Hai, pa, fată! Și maica ta unde-i, tot în Spania? Nu, în Italia. La Buleze Măsline. Și ce vrei să vorbești cu ea? Vrei vrea poate să-ți găsească ea bicicleta de acolo, a? Nu doar așa, că n-am mai vorbit de mult. Și să-i zică lui tăticu să nu mă mai bată. Hai, ia și sună. Fii atent că n-am mult credit. Nu vorbești mult. Nu, că doar nici să sună ea. Hai, ia. Ce, nu răspunde? Hai, lasă că sunt mai încolo sau vede ea numărul și te sună înapoi. O fi la muncă. O fi, mama? Mm-mm. Alo, ia zi, fată. Aha, și? Nu vii la noapte? Bravo, voi, fată, te-ai aranjat, ce să zic. Și ia zi, cum e? E, lasă, că mai ești tu pe afară, de mai plin. De unde stați, la hotel? Păi și nu mai are nevoie de o fată, tu? Ia, drecu, nenorocit. Vine tu, hai, du-te și distrează-te singură, ce să zic. Hai, pa, stai! Ia zi ce fac cu vârtul. De nu știu pe ăla tu. Nu-l sun, să fiu a dracu dacă îl sun. De ce nu-l sun tu? A, drecu, nenorocit. Păi, fata, mai bine stăteai acasă, zici că te-ai dus la pârnaie. Hai, pa. Marinica, varta vine abia mâine sau poimă. A zis că rezolvă ea atunci. Mamă, Marinica, nu mai fi supărat. Știi că nu te lasă la greu. Hai, du-te acasă, că o să fie totul bine, da? Bine.
100, mă, ce-i de rău? Nu am tare, doi ori. Ce-i de rău cu ăsta? Dă, mă, 300 de lei și mă. Merge. Dă-i de pe lemnă. Dar stai, mă, jos. Uite, uite. Bă, ce facem ăsta? Marinica! Marinica! Tu-ți mama ta de copil. Alo, mămica? Sunt eu, Marinica. Ce faci? Când vii acasă? Mi-e dor de tine.